Deși au plecat entuziași de pe plaiurile gorjene spre cele medieșene, basketbaliștii energiei rovinar nu au reușit ce și-au propus. Victoria în primul meci din play-off revenind gazelor de la gaz metan mediaș, cu scorul de 84 la 69. Chiar dacă la începutul jocului energia a evoluat constant, mediașul a preluat inițiativa la pauză conducând cu 9 puncte în fața oltenilor, scor 50 la 41. Antrenorul energiei Slobodan Nicolici bănuia că echipei sale va fi mai greu, însă nu se aștepta să piardă acest prim meci, ținând cont de condiția bună a elevilor săi. Cel mai probabil și publicul a avut un aport destul de important în eșec. Energia nu a mai avut forță în joc, astfel că la finalul meciului tabela indica un scor favorabil gazdelor. Cel mai bun marcator al acestui prim meci din play a fost Luis Darby, cu 20 de puncte, urma de David Steffel cu 14 puncte. Duelul continuă și în această seară, Nicolici având mari speranțe că rezultatul va fi de această dată favorabil echipei sale.